Aloha, prieteni! Eu sunt Tsunami, iar în videoul de astăzi vreau să ne uităm la un nou meme coin din această piață, care, deși nu este încă lansat oficial, are parte de o atenție destul de mare în această perioadă. TagLive este un nou proiect de team meme coin ce se află în prezent în etapa de pre-sale și care a reușit deja să se remarce în spațiul de social media. Proiectul se inspiră din celebrul concept TagLive, popular atât în zona de hip-hop din anii 80, dar în special în cadrul meme-urilor de pe internet și promite să ofere un nou meme coin popular în 2023. De asemenea, TagLive atrage atenția și prin capitalizarea pe care o va avea la sfârșitul acestei campanii de pre-sale, proiectul propunându-și să strângă o sumă destul de mică în această campanie și reușind chiar să atingă deja 25% din targetul propus. În următoarele minute vreau să analizăm împreună memecoin-ul TagLive, de la tokenul pe care îl introduce la roadmap-ul proiectului pentru 2023 și vom vedea și toate detaliile despre campania de pre-sale organizată în această perioadă. Spațiul de memecoins rămâne foarte relevant în această industrie și în 2023, asta după ce mai multe astfel de proiecte lansate în acest an au reușit să ofere creșteri uriașe chiar dacă piața cripto se afla în bear market. Probabil cel mai bun exemplu este Pepe, un meme coin inspirat dintr-un celebru personaj de memes și care a reușit într-o perioadă foarte scurtă de timp să ajungă în topul celor mai populare monede de acest tip, alături de Shiba Inu sau Doge. Un nou meme coin ce reușește să se remarce în zona de meme coins este TagLive, un proiect ce se inspiră de asemenea din zona de memes și care își propune să pornească o nouă mișcare în spațiul cripto prin introducerea propriului token. Trebuie menționat că TagLive reprezintă în primul rând un trend popular în anii 80, acest concept fiind introdus în spațiul de hip-hop de către artiști precum Snoop Dogg sau Ice Cube, dar în timp a fost adoptat și în zona de memes, exact cum am văzut și în cazul celebre broscuțe Pepe. TagLive este descris pe site-ul oficial nu doar ca un simplu token, ci ca o mișcare care vrea să folosească în primul rând umorul pentru a crea o nouă comunitate în această industrie și care își propune să oferă un nou proiect popular în zona de meme coins. TagLive a început să strângă deja o comunitate în cadrul profilului de Twitter, acolo unde a reușit deja să strângă peste 3000 de followeri și probabil acest număr va continua să crească în perioada următoare, mai ales că proiectul se află doar la început. Cât despre memecoin-ul pe care proiectul îl introduce, acesta folosește tickerul TAG și foarte interesant este că echipa menționează pe site-ul oficial că nu are nicio utilitate, iar valoarea sa este oferită de către interesul comunității pentru acest token. Ca orice meme coin popular din 2023, TAG va fi lansat pe rețeaua Ethereum ca un token ERC20, iar foarte interesant este că acesta va avea un supply total de 4,2 miliarde de monede. Ethereum reprezintă probabil cel mai popular blockchain pentru monedele de tip meme coin, rețeaua înregistrând chiar fiul record în acest an datorită hype-ului creat de astfel de proiecte. Un alt detaliu important prezentat pe site-ul oficial este că din totalul supply-ului TagLive alucă 70% din monede către campania de pre-sale, aceasta fiind organizată în această perioadă și având parte de un succes destul de mare. De exemplu, TagLive a reușit să strângă peste $150.000 în doar primele două zile de pre-sale, iar proiectul are ca target să strângă în această etapă suma de puțin peste $2 milioane. TagLive menționează de asemenea că 15% din supply va fi alocat pentru marketing, tocmai pentru a duce acest proiect în fața unui număr cât mai mare de posibili investitori, în timp ce celelalte 15% vor merge către un sistem de rewards ce include airdrop-uri sau giveaway-uri ce vor fi organizate după încheierea acestei campanii de pre-sale. În prezent, pre-sale-ul este organizat pe site-ul oficial al proiectului, iar aici comunitatea poate vedea în timp real evoluția acestei campanii. În această etapă, tokenul TAG are un preț de $0.0007 sau 0.07 cenți și până în prezent, proiectul a reușit să strângă suma de $500.000 sau aproximativ 25% din targetul impus pentru această campanie de pre-sale. Pentru a lua parte la această etapă, utilizatorii pot apăsa butonul Buy Now din zona dedicată campaniei de pre-sale, iar aici se pot conecta cu un wallet de MetaMask sau de Trust Wallet. Deoarece proiectul este lansat pe rețeaua Ethereum, trebuie menționat că puteți achiziționa tokenul TAG folosind fie moneda Ether, fie USDT și apoi trebuie doar să completați suma tranzacției și să apăsați butonul Buy Now. TagLive oferă mai multe detalii despre această campanie și în zona de tokenomics, unde subliniază că nu impune o limită minimă sau maximă pentru achizițiile din pre-sale și de asemenea prezintă și care va fi capitalizarea proiectului în momentul listării oficiale. Astfel putem vedea că TagLive urmează să ajungă la un market cap de aproximativ $3 milioane după ce va fi listat pe exchange-uri, o cifră destul de mică care îi poate oferi proiectului posibilitatea să crească în viitor. Tot pe site-ul oficial, memecoin-ul prezintă și un roadmap pentru comunitate, acesta fiind împărțit în 3 faze și prezentând anumite obiective pentru acest proiect.
De exemplu, în faza a doua, după încheierea campaniei de pre-sale, Tag Life urmează să fie listat pe anumite DEX-uri, dar și pe unele exchange-uri centralizate, iar proiectul va organiza chiar anumite campanii de airdrop, dar și anumite giveaway-uri pentru fanii acestui meme coin. Cât despre a treia fază din acest roadmap, proiectul dorește să ajungă chiar până la o capitalizare de peste 100 de milioane de dolari și anunță că are în plan chiar anumite parteneriate pentru promovarea memecoin-ului, dar și o campanie de burn prin care își propune să scoată din circulație o parte din monedele din supply-ul total. Iar un alt detaliu foarte important menționat pe site-ul Tag Life este că lichiditatea va fi blocată pentru 3 luni după lansarea oficială a monedei, asta tocmai pentru a nu exista riscul unui dump după ce moneda va ajunge pe exchange-uri. Bineînțeles, proiectul are în plan și listarea pe platforme precum CoinMarketCap sau CoinGecko după lansarea oficială a tokenului și de asemenea creșterea comunității Tag Life, care poate fi de fapt detaliul din spatele succesului acestui proiect. Nu uitați că acest video are rol doar să vă prezinte acest proiect și nu trebuie luat ca un sfat investițional, dar dacă vreți să aflați mai multe despre acest memecoin, voi atașa în descriere link-ul către site-ul oficial, unde puteți accesa whitepaper-ul, puteți afla mai multe despre tokenul Tag și chiar puteți urmări campania de pre-sale. Sunt curios ce părere aveți voi de proiectul Tag Life și de asemenea aș vrea să știu dacă ați investit până acum în monede de tip memecoin. Lăsați în comentarii părerile voastre, eu vă mulțumesc că ați urmărit acest material până la final, iar noi ne revedem în următorul videoclip. Aloha, prieteni!